Salutare guys, eu sunt Kazi, bine v-am regăsit la un episod nou din seria noastră mai veche pe serverele de roleplay din România, serverele normale de roleplay. Sper să mă aud ok acum, mi-am încercat să-mi fac niște setări noi la microfon și sper să mă aud super bine. Aș vrea să fie cât mai calitativ totul, sincer să fiu, având în vedere că, bine, eu am și pus bine cu un cameră deoarece am camera destul de mare și, nu știu, zic că e, și e cam goală ca să zic așa. Oricum, vreau să ne luăm o mașinuță, ceea ce ne ar trebui să mergem la un garaj și un garaj este un garaj normal, ar fi nu, deci nu suntem aici. Oare dacă mergem aici la chestia asta aici, oare este un garaj, guys? Voi ce părere aveți? Sper să găsim un garaj acolo. Aici mai avem ce facem și noi level 1, avem level 0 din câte vedeți, în dreapta jos, sper să se observe. Îmi pare rău că plouă, dar aia n-am ce să-i fac, chiar n-am ce să-i fac, guys. Și vreau să merg acum să ne luăm mașinuța și revenim când ajungem acolo, guys. O secundă pentru voi, mai multe pentru mine. Se pare că am căzut în cap, guys, am vrut să fac acesta parcurs și a căzut așa ca o legumă. Fiți atent, fiți atent cum cade. Nu, uite, a, mă mir, acum aici. Pă bune? Adică, te arunci în cap? Suntem aici cu Peugeot-ul nostru, guys. Care este... Se pare că vibrează telefonul, dar nu știu ce vibrează. Ciutat, ciutat, guys. Am primit un mesaj, stai să-mi dau telefonul pe silent. Ok, l-am dat acum, guys. Și... avem de livrat niște pizze, să vedem dacă ajungem să le livrăm. Centura cred că o avem pusă, nu? What the fuck, ce se aude? Ah, practic acum mi-am pus centura. Dar nu știu dacă am sau nu. Ciudat. Se aude un sunet când îmi spui centura, gen. Cred că l-auziți și voi, guys, cred că l-auziți și voi, sincer. Nu să le vrem niște pizza, ce pizza mai avem pe aici? Livrăm, facem câteva livrări. Și... ah! Asta e diferența dintre un server de roleplay. Dacă facem asta pe serverul de hard roleplay, era cu totul altceva. Dacă fac din aici, e ok. Bine, aici, nici aici nu trebuie să fii toxic și astea. Oricum, voi știți mai bine ca mine, unii știți mai bine ca mine roleplay. Dacă nu majoritatea și ceea ce mă felicită. Wow, ceea ce mă bucură din toate punctele de vedere. Livrăm și noi. Se pare că Peugeot-ul nostru a fost modificat. Cred că înainte era mai vitozomat. Dar se controlează super bine, ceea ce e super șmecher. Deci se controlează super mega mega bine. Dacă nu se controla bine, era destul de nașpa. Destul de nașpa. Așa, frumos. Bun. O luăm pe aici. Așa. Poate intrăm în băiatul ăla, că era destul de nașpa, că n-am bani să dau asigură și asta. Dar aici e foarte multă lume, știu că era un bug cu școala de șoferi. Nu știu dacă mai este. Ia uite. Stai puțin. Pișoam aș pe de dacă că vreau să-i dau slash de V. Ce vrei să faci, domne? Bă, voiam să-i dau slash de V, că e... bă! Nici o mașină, taci dracu. La, adică... el vrea să te slăgi de vă, mă. Mă, Iasus, nu m-a interesat, ce ai de ai? Ce ai de ai? Poftim? Ți-am luat găscuță, ți-am luat telefon, ți-am luat tot. Da. Acum mâine sus în genunchi. În genunchi, îmi dai bani, îmi dai banii. 2, 5, 1, 9, așa, bă. Ți-am luat găscuță, ți-am luat telefon, ți-am luat tot, hai. Hai, un ca la băiat. Un ca mie, un ca lui. Nu, să-ți dea țincă. Atunci dă 500 sau tu. Nu ești 99, așa e de 251, 9. Hai, taci. Ia, dar cum să fii tu, hai, dă-i. Dai sau tu omori, zi. N-are bani. N-am, domne, sunt nou. Hai, pleacă de aici, marci. Mâine sus, mâine sus, mâine sus. E aici. Lasă-mă că e tot ăla. Jert pe lit de bani. Cum e luat, mă, dacă eu sunt în mașină, ia zi. Și face și voi roleplay, nu care ai din nu știu ce zic. Hai. Ce ai din, domne? Hai jos, păi asta, jos. Până acum, stai că avem un apel aici, vreau încoa. Mă, uitați, guys, na.
ce? Nu-i las. Bă, ia-ți-o, ia-ți-o, ia-ți-o. Ia uite-i pe ăștia, doamne, nebunie. Uuu. Desfinalizează, cum se aude, se aude, se șmechere sunetele. Nici ne-am intrat bine și am fost jefuiți. Băieți ăștia fac un unfair, bă. Sau, lucru eu. Ăștia ar merita un post, sincer. Dă-mi e banii. Lasă, bă, cuțitul jos. Zi-mă, vrei să-mi dai banii. Lasă-mă cuțitul jos. Zi-mă, dai banii. Dai banii sau te omor. Scriu cât suma și după aia scriu vânea de ceva? Da, după te. Nu, doar scrii 400. Mă ok, dar nu. Tapa oferă bani și scrii 400. Bă, te omor. Da, ăsta lângă mine, cred că îi dau lui. Da, hai, dă-i lui. Ia uite pe ăștia. Nebunie pe serverul ăsta, guys, n-ai? Nu te înțelegi cu ei. Mamă, deci n-ai ce face, mă jur. Trage pe dreapta. Băi, ce retă... Trage puțin pe dreapta, ho. E oare? Nu știu, guys, mă jur, e nebunie, nu înțeleg. Iartă-mă, iartă-mă. Hai să merge, guys. Băi. Bun. Și n-ai ce să faci, mă, guys, pe serverul ăsta. Nu-mi plac deloc, da, și acum vedeți de ce nu-mi plac, sincer, să fiu, uitați. E nebunie, n-am înțeles nimica. 2, 5, 3, pe apasă, bă, F7 și dai o comandă și dai să mergi în... Și dai mergi în... N-ai, nu înțelegi absolut nimica, sunt 85 de player, dar... Mă jur că nu înțeleg absolut nimica. Intrăm în asta, n-ai cum, guys. Pe bune, asta episodul ăsta... E așa, să... Comparăm, gen de comparație. Am vrut să fac și eu roleplay, dar nu am intrat bine și am fost jefuit, gen, cred că te jefuiesc ăștia oricând au echip, știți? Da. Oricum, nu mai zic nimica. Nu mai vreau să zic absolut nimica. Și... Livrăm pizza asta, dar... Cu cine să livrezi că ăștia te omoară, te împușcă? N-ai voie să faci absolut nimic pe serverul ăsta, mă jur. Gen, nu poți să faci absolut nimic din cauza toxicității playerului. Ia uitați, eu îmi văd de la GTA 5 și ești mechea. N-am mai sus clădirea asta de câteva ori. Sunt prea toxici unii playeri de pe serverele de genul. Și... Ceea ce este că tot roleplay-ul, sincer să fiu. Bun. Se pare că mai avem nevoie de 3 curse și o să facem și noi bănuții. Bun. Dar e cam prost plătit jobul ăsta, sincer să fiu. Nu știu ce joburi să facem. Așteptăm să ne dea următoarea cursă, guys. Așteptați și voi cu mine. Și... Așteptăm și așteptăm. Până la urma urmei... Na. Diferența între un server hard, care e cu adevărat hard, și un server normal. Bun. Da, mă, guys, oricum mergem acum, facem astea. Facem asta, hai că le-am pe vorbit. Mergem acum, înainte, livrăm. Se pare că ăsta ori e stricat, ori nu știu ce are, că merge foarte greu, nu-mi place deloc. Chiar nu-mi place deloc. Și vreau să-mi cer scuze și în acest episod, guys, și să-mi cer scuze pentru că n-a apărut mare nici un episod. Eu le-am filmat și am crezut că le-am programat, dar l-am șters. Și nu știam de ce... Nu lăsa nimeni niciun comentariu asta la videoclipuri, dar la ce să lase? Oricum, dacă vă mai uitați aici, până aici la episod, scrieți și voi în comentarii... RIP. Și... Da, RIP. De rip episoade sau nu știu. Oricum mergem acum frumos să facem astea, să le... Cum îi spune? Să mai livrăm niște pizza. Vreau să facem level 1, să vedem. Poate ne deblochează și nouă ceva, dar nu prea cred. Și dacă ne deblochează și nouă ceva, ne... Dă și nouă ceva nou, gen un bonus, un ceva, că faci destul de greu nivelul, mai ales la jobul ăsta. O lăsa după ID. Deci că nu ești nou, nu lăsa ID, Tomic, nu mai zic nimic. Opa, așa. Ok.
Am crezut că ne fugea mașina, ne fuge mașina la Valea, mă jur că aici. Aștept să ne dea următorul checkpoint, mai avem nevoie de 2 livre și facem și noi level 1. Facem și noi level 1. Poate ne da aici 2 și să vedem ce și cum. Dacă ne dă și nouă un bonus, gen ai făcut level 1, ai primit X sau nu știu, Y. Știam aici. Băieții, sunt aia care jefuiesc? Nu, sunt alții. Așteptăm aici, guys, se pare că ne-a dat în partea cealaltă. Facem o grămadă de curse din câte vedeți și voi. Uite-l pe Moș Crăciun. A trecut Crăciunul, moșule. Mergem în partea aia, vedem ce și cum. Dar nu-mi dau seama, adică. Știți care e mare dezavantaj la episoadele astea de roleplay? Pentru că, având în vedere că eu nu mă joc de foarte mult timp și n-am anumite ore și cerințe, nu putem să facem roleplay adevărat, gen nu suntem într-o facțiune să facem roleplay. Gen aici cred că în orice ai fi acțiune, gen mafie, poliție, la câți playeri sunt. Dar pe haideți aș vrea să intru gen în poliție cel mai mult. Că poliția își poate face treaba oricând, gen este on duty oricând. Și asta face super șmecher facțiunea aceea, dar nu știu dacă sunt locuri libere pentru poliție. Dar mă jur, aș face și eu toate etichetele, aș învăța codul penal. Tot. Și aici la fel, aș învăța regulile, tot. Dar nu prea îți oferă șanse. Ori trebuie să... Ori de obicei majoritatea funcțiilor sunt date YouTuber-uri și tot așa. Băiatul a dărmat semnul cu totul, deci... Poliția intră în semafoare, ambulă... Asta e atât de... Nu mai zic cum e și merge așa. Eu merg așa, adică asta e diferența între un server hard și un server, adică pe Hades. Și că te joci single player, așa, super șmecher. Aici toată lumea... Toată lumea e nebunie. Mai avem unul și facem level 1, guys, dacă vă vine crede. Deci... Ok. Mergem așa. Bun. Oare ne dă aici? Nu, sunt sigur că se ne dea în orașul de sus. Chiar sunt super mega sigur că acolo se ne dea. În orașul de sus, în cartierul de sus, ce spuneam. Nu mai zic nimic, guys. Nu mai zic nimic. Mă jur. Oricum. Terminăm curta asta, guys, o să oprim episodul, deoarece e cam haos pe server și nu știu dacă o să vă placă să vedeți așa haos. Gen, îți dau așa o... Nu știu cum să vă explic, dar oricum e destul de haos pe server. Și... Ceea ce, nu știu, face nebunie. Deci, nebunie mare. Aici luăm și după ăsta. Mergem frumos pe aici. Se pare că ăsta merge mai repede ca mașina aia pe jou. Doar cum se aude foarte ciudat. Și nici măcar nu i-am pus geamul fumuriu și gen are parbrizul fumuriu, dar geamul nu are, adică logic. Probabil așa e făcut modul oricum, guys. Se pare că merge ca în greu mașina asta. Mai face Ok. Ok. YouTuber 2. Așa că, what the fuck, câte rank-uri sunt pe serverul ăsta, am văzut VIP. Adică, eu cred că era de ajuns un singur rank. Ok. Haide. Se pare că am făcut și noi level 1, guys. Ia să vedem, ne dăm vreun avant, ne conferă ceva, sincer. Chiar sunt mega curios. Level 1. Da, se pare că n-am primit nimic nou, guys. Oricum, eu am fost Cazin, ne revenim data viitoare la un nou episod și sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut și vă place haosul de aici, nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe. Eu am fost Cazin și spuneți și prietenilor voștri de aceste videoclipuri, m-a ajutat foarte mult. La revedere.